Fanii lui Petrică Cercel au izbucnit în lacrimi și mulți îi condamnă pe medici pentru decesul marelui artist. Așa pățește fiecare care ajunge la spital din cauza noastră că stăm în casă în loc să intrăm peste nemernicii ăștia. Fanii lui Petrică Cercel sunt tare supărați după moartea manelistului și aruncă toată vina pe medici și pe spitale. Oamenii nu au reacționat prea bine la tragica veste și au trimis sute de mesaje la postarea colegului său de breazlă Costel Biju. În România te duci la spital viu și te întorci mort. În ce țară trăim? Condoleanțe familiei Cercel. Sau, of, Doamne, Dumnezeu să-l ierte, era mai mult ca sigură că nu va scăpa din mâna medicilor ăștia spurcați. Îmi pare foarte rău, Dumnezeu să-l ierte. Și multe astfel de mesaje. Ionuț Cercel, fiul lui Petrică, a făcut anunțul pe data de 11 septembrie că tatăl său este internat. Pe data de 16, adică doar 5 zile mai târziu, aveam să aflăm că Petrică Cercel a decedat. Din păcate, nu sunt încă suficiente date legate de etapa cea mai târzie în tratamentul de COVID, și anume intubarea. Un studiu din decembrie 2020 arată că din 32 de pacienți intubați care au primit ventilație mecanică invazivă, 31 au murit, adică 97%. Avem linkul în descrierea clipului cu un studiu în engleză care spune acest lucru. Studiul arată și că pacienții care au fost intubați în timpul procedurii de resuscitare au trăit în medie doar 2 ore după procedură. Într-un alt studiu, s-a arătat că dintre 41 de pacienți bolnavi critic de COVID internați la terapie intensivă, doar 31 au supraviețuit. Același studiu arată că pacienții care au primit oxigenare extracorporală au supraviețuit. În oxigenarea extracorporală, sângele este pompat în afara corpului către o mașină inimă-plămâni care elimină dioxidul de carbon și trimite sângele umplut cu oxigen înapoi în țesuturile din corp. Majoritatea din studiul de mai sus aveau vârste de peste 60 de ani. La nivelul global, datele spun că în prezent 1,4% dintre cei infectați vor deceda, în timp ce 98,6% se vor vindeca. În România, în București, Spitalul de Pneumofiziologie Marius Nasta are rata de supraviețuire la terapie intensivă de 39%, în timp ce la cei intubați este de 4,5%. La Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara, șansele de recuperare la ATI sunt de 34% și de 6% la cei intubați. Spitalul de Boli Infecțioase din Cluj are indicatori de supraviețuire puțin mai buni, 67% în ATI și 25% la pacienții intubați. Spitalul COVID din Arad are o rată de supraviețuire la pacienții intubați de 4,3%. Aceste cifre sunt mult sub cele din Marea Britanie, unde 50% dintre cei intubați supraviețuiesc, la noi fiind undeva între 3 și 6%. Cifrele sunt din anul 2020 și ne-a fost dificil să găsim unele mai noi. Dacă aveți astfel de informații oficiale, vă rog să le lăsați în comentarii. Între timp, nu putem decât să spunem Dumnezeu să-l odihnească pe artistul Petrică Cercel. Vă invităm să stați alături de canal pentru a afla mai multe informații despre acest subiect tragic.